De ce o persoană nu învață din propriile sale greșeli, deși își face rău singură și știe asta? Un om nu învață din propriile greșeli pentru că este mult prea orgolios să admită că are el o problemă și nu ceilalți. Dacă tot focusul meu este pe ceea ce fac alți oameni greșit și nu pe ceea ce eu aș putea îmbunătăți la mine, niciodată de-a lungul vieții mele nu voi considera că este ceva greșit din ce fac eu, ci mai degrabă toate problemele pe care o să le am fix din cauza mea, le voi vedea drept responsabilitatea celorlalți, astfel încât mă voi dezice de orice consecință a acțiunilor mele, pentru că de fiecare dată voi spune că ceva, chiar dacă este făcut de mine cu bună știință, este vina celorlalți. În felul acesta ajung să nu învăț din consecințele faptelor mele, pentru că practic ignor aceste consecințe ca și când ele nu există. Un om nu învață din propriile greșeli dacă suferă de un complex de superioritate, adică se crede deasupra tuturor celorlalți, nu are ce să învețe sau ce să îmbunătățească la sine, pentru că el deja este înaintea tuturor și tot ceea ce face este perfect pentru simplul fapt că e făcut de el, respectiv un complex de inferioritate. Un om consideră că nu are ce să mai schimbe la el sau ce să mai îmbunătățească, pentru că deja situația este compromisă, viața lui s-a sfârșit și pur și simplu nu mai are ce să facă ca să îndrepte răul făcut. În ambele cazuri este vorba de o problemă legată de stima de sine, de percepția asupra sinelui eronată și trebuie lucrat și găsită exact cauza care ne face să ne vedem fie mult mai sus față de alți oameni, fie mult mai jos decât este cazul. O persoană eșuează să învețe din greșelile pe care le face în clipa în care nu are inteligența emoțională. Inteligența emoțională este diferită de inteligența academică, de inteligența pe care o persoană o dobândește din punct de vedere educațional, de la școală, dintr-un mediu universitar, de la părinți, făcând anumite cursuri. Inteligența emoțională are legătură cu acea capacitate a ta de a avea empatie, compasiune, înțelegere față de ceilalți și față de tine și realmente de a pune în aplicare ceea ce se întâmplă pe parcursul vieții tale, de a corela evenimentele din interiorul tău, din sufletul tău, cu ceea ce se află în realitatea exterioară. În clipa în care un om nu are dezvoltată această inteligență emoțională, pentru că din familie sau din mediul în care a crescut i s-a inoculat această idee că nu este nevoie să te dezvolți ca ființă umană, este nevoie să te dezvolți doar din punct de vedere intelectual, atunci acea persoană se prea poate să nu aibă realmente niște repere reale în viața ei și să nu înțeleagă cum anume acțiunile sale îi afectează pe ceilalți și cum anume faptul că el nu reușește să-și dea seama unde greșește îi afectează viața și acțiunile într-un mod complet negativ.